Pe vârful unui munte din Carpații Răsăriteni se vedea o cetate cu două turnuri. Craiul și Crăiasa aveau doi fii gemeni care semănau ca două picături de apă. Feciorii erau asemănători la înfățișare, dar aveau firi cu totul diferite. Una două se luau la ceartă și se băteau până la sânge de răi ce erau. Așa-i lăsase Dumnezeu. Când crescuseră mari, Craiul ieși din cetate cu oastea și se ruse la război, de unde n-a mai venit. Crăiasa a trimis călăreți spre toate zările în căutarea soțului ei, dar soli nu l-au găsit pe stăpân nicăieri. Murise Craiul departe, într-o bătălie sângeroasă, dar Crăiasa nu știa taina asta. Ce-am să mă fac eu cu feciorii mei nărăvași? Se frământa Crăiasa. Se tot bat fără încetare. Le-am făcut două turnuri separate, doar să-i văd împăcați. În turnul din miază noapte locuiește Mureș, iar în turnul din miază zi stă Olt. Ca așa-i chema pe cei doi feciori. Uite, au ajuns bun de însurătoare și tot nu se înțeleg. Frate Oltule, zise într-o zi Mureșul, care era mai cumpătat. Mama plânge într-una după tata. Ce facem? Eu zic, frate Mureș, să lăsăm ciondăneala și să plecăm în căutarea tatei. Poate e undeva într-o temniță și are nevoie de ajutorul nostru ca să le eliberăm. Oltul și Mureșul s-au dus la mama lor și i-au vorbit de hotărârea de a-și căuta tatăl. Auzind ce spun, mama lor a vărsat lacrimi de durere, dar și de fericire. De fericire pentru că feciorii ei erau vrednici și se înțelegeau. Și de durere pentru că se despărțea de ei și era frică să nu-i piardă. Bine, băieții mei, se înduplecă până la urmă Crăiasa. Plecați în căutarea tatălui vostru. Mureșule, și tu, Oltule, vă sfătuiesc să stați mereu împreună, precum cai la trăsură și nedezlipiți unul de altul, și să vă fie bine. Și-au plecat prinții, dar de îndată ce au ieșit din cetate, au pornit să se certe pe ce cale să apuce. Căci, cum v-am zis, erau diferiți la fire și la gânduri. Să plecăm spre miază noapte, a propus Mureșul. Ba nu, s-o luăm spre miază zi, a răcnit Oltul. Și ca în copilărie au început să-și care la punct cu nemiluita. Până la urmă, n-au ascultat sfatul mamei și au vorbit astfel. Eu am crescut în turnul de miază noapte și plec îndată într-acolo, zise Mureșul. Iar eu am crescut în turnul de miază zi și plec într-acolo, țipă Oltul. Deci s-au despărțit și au plecat fiecare pe drumul lui. Mureșul cel întunecat la fire a pornit-o spre nord, iar Oltul cel iute din fire s-a repezit bolborosind spre sud. După o vreme, pe Mureș l-a răzbit dorul după fratele său. Ne ciondănim noi, și-a zis Mureșul, dar ținem unul la altul. Mama ne-a rugat să nu ne despărțim. Ce-ar fi să mă întorc din drum și să-l caut pe fratele Olt? Pe o vale, Mureșul a vrut să se întoarcă spre miază zi, dar nu l-a mai găsit pe Olt. Apoi s-a rătăcit și a luat-o spre apus, prin câmpii așa de frumoase, încât și-a uitat fratele geamăn. Și Oltul, după un timp de mers singur, s-a gândit la fratele său și a pornit dintr-o dată către nord să-l caute, dar negăsindu-l, cale întoarsă și trecu munții spre câmpie. În cetatea de scaun, Crăiasa primi vești de la solii ei. Chiar de la poartă, mărită Crăiasă, Olt și Mureș s-au certat și s-au despărțit, încălcând porunca măriei tale.
Supărată, Crăiasa a alergat să-și întoarcă feciorii din drum, dar nu i-a mai putut ajunge, deoarece fugeau strașnic, numai că în părți diferite. S-a pornit să plângă năvalnic, curgând izvoare din ochii ei și rugându-se: Doamne, te rog să călăuzești pașii feciorilor mei. L-am pierdut pe Crai. Fă, Doamne, orice, numai să nu piară niciodată băieții mei năstrușnici. Dumnezeu a ascultat ruga Crăiesei și pe dată a hotărât să-i prefacă în râuri nemuritoare. Și râuri au rămas până astăzi, păstrându-și numele